Mile Povan, un tânăr artist de muzică populară în vârstă de 31 de ani, a fost găsit mort în casă. Cântărețul ar fi murit din cauza pastilelor pentru slăbit luate fără vreo recomandare medicală. De altfel, acesta fusese la unitatea de primiri urgențe Arad. Îi era foarte rău, însă nu a vrut să rămână internat, chiar dacă medicii au insistat să-i facă analize amănunțite. Fratele artistului a fost cel care a alertat autoritățile după ce Mihai Leric, cunoscut drept Mile Povan, nu a mai răspuns la telefon. Cântărețul de muzică populară a fost găsit pe jos, fără suflare, de pompierii care au fost chemați să spargă ușa apartamentului în care artistul locuia. Nu știam să aibă probleme de sănătate, știam că este sănătos, era un tip activ, avea foarte multe evenimente, se ocupa foarte bine de carieră. Era un artist extraordinar, își făcea treaba foarte bine. Era foarte punctual, tot timpul eram cu el la eveniment. Cam când am auzit vestea, am crezut că pică cerul pe mine. În urmă cu două zile, interpretul a mers la camera de gardă a Spitalului Județean Arad după ce i s-a făcut rău. Acesta a refuzat însă internarea. Medicii au demarat de urgență procedurile medicale, investigațiile de sânge. Între timp, pacientul s-a simțit mai bine, starea lui s-a ameliorat și a spus medicilor că dorește să părăsească unitatea de primire urgențe. În ultima perioadă, cântărețul de muzică populară ar fi început să ia medicamente pentru slăbit, însă fără o recomandare medicală, autopsia va determina cauza exactă a morții.